Bună seara! Bună seara, domnule primar general, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Subiectul e unul pe care probabil îl anticipează orice telespectator, nu doar al emisiunii noastre, ci al politicii în general. Domnul Nicu Ciucă a ieșit din zona sa de confort. Președintele PNL va da practic mai mult sau mai puțin un ultimatum, în sensul în care condiționează susținerea acordată dumneavoastră pentru un nou mandat de înscrierea în PNL. Apare și domnul Burduja acum ca președinte PNL București dispus să candideze și mesajul e destul de clar. Nicușor Dan fie va fi candidatul PNL, fie va avea un contracandidat de la PNL. Răspunsul dumneavoastră care? Bun, ce spuneți dumneavoastră sunt lucruri care au circulat în spațiul public. Acum eu nu pot să vă spun ce am discutat în niște discuții private, pentru că în discuții private fiecare își spune câte puțin din strategia lui, se vorbește de sondaje, unele sunt publice, unele nu sunt publice. Și pentru mine un singur lucru este foarte, foarte clar. În 2016, dreapta nu a fost unită la București și a pierdut, a câștigat PSD-ul. În 2020, cu mare forță, dreapta s-a unit la București și a scos PSD-ul de la administrația locală. Asta este singurul lucru care contează. Eu sunt optimist că o să avem înțelepciunea să facem același lucru în 2024, pentru că este ceva ce își dorește publicul de dreapta care ne-a votat pe toți. Da, și ar putea să vină să vă spună PNL-ul, de exemplu, domnul Nicușor Dan, să vină să vă spună, domnule, e bună ideea asta cu dreapta unită, haideți să ne unim în spatele domnului Furdușa. Bineînțeles că toate discuțiile sunt deschise. E o perioadă în care partidele își fac calcule, se uită la sondaje, întreabă, în cazul nostru, bucureștenii diverse lucruri prin intermediul focus grupurilor și așa mai departe. Însă mie mi-e greu să cred că în situația unor alegeri într-un singur tur o să poată, având două partide de dreapta mari în București, PNL și USR, cu scoruri aproape similare, mi-e greu să cred că un partid o să poată să spună simpatizanților lui votați candidatul altui partid dintre acestea două. Deci, asta, soluția din 2020 a fost cea echilibrată. Și soluția din 2024 trebuie să fie continuarea soluției din 2020 dacă nu își doresc un câștigător de la PSD. Asta e mesajul dumneavoastră. Păi nu văd altă opțiune, da. Dar luați în calcul înscrierea într-un partid de această dată, în 2024? Mi-e greu să fac asta, tocmai din perspectiva ce am spus. Adică, în opinia mea, deci discuțiile astea le-am avut de asemenea în 2020, la nivel general, nu spun ce am discutat cu cine și cu cine, da. Și până la urmă această soluție s-a dovedit a fi câștigătoare. Dar dacă partidele altele decât PNL ar accepta să susțină un Nicușor Dan candidat, membru PNL, pentru dumneavoastră înscrierea în PNL ar putea fi o opțiune? Nu, haide să nu facem... putem să facem mii de scenarii ipotetice. Bineînțeles că sunt câteva din aceste mii sunt și puse pe masă în diverse discuții. Dar în opinia mea, în acest moment, sunt două chestiuni care sunt foarte puternice. Unul, că trebuie să existe un candidat unic al partidelor de dreapta, ca el să câștige fața candidatului PSD. Și doi, e foarte greu ca unul din partidele mari să susține candidatul altui partid mare. Și atunci rămâne varianta unui independent care să fie susținut de partide, pe scurt. Certitudinea în care ne aflăm este că în privința dreptei sunteți susținut de USR și de Forța Dreptei, cum se numește și partidul. Și de PMP. Nu știu dacă USR a anunțat susținerea. Nu știu dacă USR a anunțat. Niciunul din partidele astea nu a anunțat susținerea. E adevărat, am o relație foarte bună cu fiecare dintre ele, așa cum am și cu PNL.
greu. În, no, i-am auzit și pe cei de la USR, pe cei de la PMP de asemenea și pe cei de Ludovic Orban de asemenea, susținându-vă chiar dacă probabil n-au oficializat lucrul acesta, adică până acum n-are... E clară relația cu USR? Așa mi s-a părut, l-am auzit... La PMP și Forța Dreptei pot să înțeleg mesajele destul de clare, USR... Nu știu, e așa. Da, nu știu, mai degrabă aș tine să cred că... Adică eu așa nu l-am auzit, nu am auzit niciodată atacându-l pe Nicușor Dan pe cei de la USR. Asta este ultima, mă refer în ultimele luni. În egală măsură, problema este undeva la PNL. Și acum vreau să vă întreb în legătură cu domnul Burduja. Dumneavoastră îl cunoașteți pe domnul Burduja, domnul Nicușor Dan. V-ați întâlnit cu o dată, ați avut o relație, este liderul PNL București începând de astăzi. Da, sigur, îl cunosc pe domnul Burduja de când era liderul... De, cum se numea? Nu partidul PAC. A, Liga Studenților Români din Străinătate. Liga Studenților Români din Străinătate, exact, da. Și e fostul președinte PNL Sector 1. Sector 1, da. Și acum, în calitate de președinte PNL Sector 1, am avut de discutat niște chestiuni care țineau de administrația capitalei și am avut o discuție foarte rezonabilă. Deci ați colaborat în regulă. Pe de altă parte, o situație destul de ciudată, pentru că eu l-am reținut pe domnul Burduja, extrem de prezent în Piața Victoriei, la mitingurile împotriva PSD-ului și acum să vină să dea o mână de ajutor PSD-ului, intrând în această cursă fără șanse serioase, îmi dau seama totuși că va fi o situație destul de, cum să zic, de delicată pentru el să facă lucrul ăsta. Da, acum, cum v-am spus, până în momentul de față și în discuțiile din afara zonei publice și în declarațiile publice, toată lumea tatonează. Suntem într-o perioadă legitimă de căutări, nu numai în București, ci în toate zonele țării, pentru 4 rânduri de alegeri. O să avem un răspuns undeva la începutul primăverii, în opinia mea. Pe vremea când domnul Ciucu era liderul PNL București, liberalii, peneliștii, v-au dat o listă de puncte pe care trebuia să le îndepliniți, să verifice dacă mandatul dumneavoastră a fost în regulă sau nu. Dumneavoastră ați răspuns la momentul respectiv. Cum s-a clarificat această situație pe care ați avut-o cu cei de la PNL? Părea o treabă limită. Dom'le, trebuie văzut în mod concret. Era și Aleș Bogdan extrem de vocal pe subiectul ăsta. Dom'le, trebuie văzut exact dacă Nicușor Dan și-a îndeplinit. Cum s-a clarificat această situație? Noastră le-ați răspuns, mi-aduc aminte atunci. Bun. În primul rând, noi am candidat împreună. Adică ne-am împins de la spate un public de dreapta din București. Noi am candidat împreună, am avut un program comun, PNL, USR și cu mine. Și la începutul acestui an, PNL-ul mea, când încă era domnul Ciucu, președintele Organizației București, mi-a solicitat cumva să, din toate proiectele pe care noi le avem în programul comun, să mă concentrez pe 10 dintre ele. Da. Și asta s-a întâmplat la 1 februarie aproximativ și în jur de 31 iulie, când s-au terminat cele 6 luni, am făcut un raport complet cu aceste obiective pe care le-am transmis oficial conducerii PNL București. Așa s-a terminat. Mai departe, evident că sunt dispus să avem orice fel de discuție pe ce este de făcut pentru București, pentru că PNL București reprezintă politic acei oameni care mie mi-au dat votul în 2020. Revenind la alegerile din 2024, revenind la alegerile din viitor, dacă în 2020 principala temă a fost aceasta a termoficării, cred că așa s-a fost percepută campania, ca o luptă pentru căldură și apă caldă. Care credeți că e principalul subiect de discuție, miza alegerilor din 2024? Despre ce credeți că se va vorbi? Ca să ne dăm și noi seama ce fel de voce am putea asculta la anul, în eventualitatea în care, sigur, nu va fi o majoritate coagulată. Păi, eu cred că... Și în 2020, adică 2024 o să fie similar cu 2020 dintr-o perspectivă, în sensul că primarul în funcție era candidat. Și atunci, în mod inevitabil, ne vom uita ce a făcut primarul în funcție, așa cum ne-am uitat atunci ce făcuse primarul în funcție, care dusese primăria în faliment, Radetul în faliment. Acum, în opinia mea, trebuie să ne uităm și
cred că bucureștenii sunt interesați să se uite cu cât mai mult ne apropiem de alegeri la un bilanț de mandat. Deci să vedem dacă orașul a progresat pe diferitele subiecte care interesează, pe căldură, pe trafic, pe transport public, pe parcări. În opinia mea, asta trebuie să fie... asta trebuie să fie dezbaterea de campanie. Pentru că, până la urmă, și termoficarea era legată de fostul primar. Adică discuția despre termoficare, cea care a, până la urmă, a monopolizat spațiul public, avea legătură cu fostul primar și reușitele sau nereușitele sale. Exact, da, că... da. Da, exact. Marea temă a campaniei din 2020 a fost dacă guvernarea locală PSD a fost sau nu a fost dezastroasă. Noi am spus că a fost dezastroasă, doamna Firea a spus că a fost bună pe diferite aspecte și bucureștenii au votat în consecință. Bun, acum revenind la problema anterioară, sigur că planează această discuție și probabil că va fi determinant iar aspectul acesta, în sensul care urmează o iarnă, a început deja și urmează câteva luni care ne vor clarifica dacă sau în ce măsură ați reușit să rezolvați din problema aceasta a termoficării. Dacă în parcursul acestei ierni lucrurile vor sta în regulă, probabil că veți avea, nu știu, mă gândesc, un aplomb important în cadrul campaniei. Credeți că iarna asta va fi decisivă pentru alegerile de anul viitor? Eu cred că oamenii, dincolo de modul în care media a reflectat prestația mea la primărie și la Consiliul General, eu cred că oamenii au o maturitate, bucureștenii au o maturitate și se uită la date, la faptul că s-au întâmplat niște lucruri, chiar dacă ele nu au ajuns să fie finalizate, cum e termoficarea, dar s-au dat drumul la mari de șantiere, s-a recâștigat încrederea în privaților în primărie, ca și a finanțiștilor și a firmelor de construcții în primărie. S-au adus tramvaiele, s-au adus să dau drumul la marile lucrări pe liniile de tramvai. Deci cred că bucureștenii vor înțelege că am făcut acele lucruri necesare care nu se întârziau de foarte mult timp, care stau la baza dezvoltării orașului. Bine, acum progresiunea noastră n-a fost rezolvarea problemei termoficării. Am făcut câteva emisiuni înainte de alegeri și noastră a spus că promiteți că va fi din ce în ce mai bine în legătură cu această situație. Așa, asta a fost mesajul nostru înainte de alegeri, în legătură cu termoficare. Și dacă ne uităm pe cifre, răspunsul, adică din perspectiva asta, evident că lucrurile s-au îmbunătățit. Vă aduc aminte că în iarna lui 2020 am avut două sectoare, ajun de Crăciun, când a fost și foarte frig, practic fără căldură. Da. Nu mai suntem în situație, adică riscul ăla nu-l mai avem. Bineînțeles că o să mai avem avarii, dar dacă ne uităm la indici precis, matematici, câtă apă pierdem, câte avarii avem, stă mult mai bine decât în urmă cu anul trecut, decât în urmă cu 2 ani. Asta e o chestiune pe care până la urmă o poate evalua fiecare, pentru că degeaba îi spune la televizor televiziunea cu tare că e o problemă în București cu apa caldă, câtă vreme omul are așa ceva. Adică nu e o chestiune... Ce e gestionată de televizor. Mă întâlnesc cu oameni pe stradă și care îmi spun, venea în 15 minute, apa acum vine într-un minut când îi dau drumul. Mm-hmm. Adică, evident, în opinia mea, pentru multe zone din București, e evident progresul. Și, domnule primar, adică îmi dau seama că nu sunteți în situația de a vă face dușmani acum sau a vă atrage antipatii, mai ales din zona partidelor, politicienilor de dreapta. Dar ați spus astăzi că pentru a câștiga, dreapta trebuie să aibă un candidat unic, toate partidele de dreapta trebuie să susțină același candidat, altfel va câștiga Partidul Social Democrat. Aș vrea să vă întreb, chiar e nevoie de toate partidele de dreapta ca să, dumneavoastră veți fi sigur candidat, ca să învingeți candidatul PSD, oricare ar fi acesta? Îmi amintesc că la alegerile din 2020 ați candidat dumneavoastră care ați câștigat, doamna Firea din partea PSD și Traian Băsescu, un candidat de dreapta care a avut două mandate de președinte al României. Și domnul Băsescu știu că a câștigat puțin peste 10, aproape 11%. Și candidatul Dreptei Unite, adică dumneavoastră ați câștigat oricum alegerile în fața doamnei Firea.
Așa? Da. Acum, PNL-ul nu mai e PNL-ul din 2020. Nici nu cred că va candida vreun fost primar general, fost președinte al României, europarlamentar la momentul alegerilor, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din România, cum a fost cazul președintelui Traian Băsescu. Deci, e măsură PNL-ul de astăzi să pună atâtea pretenții sau e posibil să se câștige alegerile și fără candidatul lor, oricare ar fi acesta? La nivel de analiză politică, tot timpul când avem alegeri într-un singur tur și avem, ar domnului, experiența asta, societatea se polarizează între candidații care au primele două șanse. Deci există această posibilitate ca un candidat al dreptei, cel mai bine poziționat candidat al dreptei să câștige în fața candidatului PSD. Însă pentru publicul de dreapta care ne susține și ne-a susținut în 2020, ne susține pe toți, cred că ideal ar fi să facem o construcție de dreapta, o formulă de dreapta care să câștige sigur, să nu lase București PSD-ul. Și care să formeze ulterior și o majoritate în Consiliul General, presupun. E foarte importantă, desigur, da. Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, mulțumim foarte mult domnului primar pentru intervenție, pentru comentariile sale din această seară.